O angajată a unei bănci din media și a fost reținută după ce a furat aproape 150.000 de euro din conturile oamenilor. Acum este cercetată pentru delapidare și fraudă informatică. Cum proceda mai exact, aflăm de la colegul meu, Andrei Naiță. El are toate informațiile despre acest subiect. Andrei, te ascultă. Bun găsit, timp de mai bine de șapte ani, femeia a sustras bani din contul clienților fără ca aceștia să-și dea seama. Nu lua sume considerabile, însă făcând asta în mod repetat, a reușit să fure din conturile a opt clienți aproape 400.000 de, lei și peste 60.000 de, euro. Recent, unul dintre clienții păgubiți a verificat mai atent contul cu economii și și-a dat seama de fraudă. A mers direct la poliție, iar ulterior s-a descoperit că mai sunt și alți oameni în acea situație. Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au reținut o pe angajata băncii. Ea este cercetată penal pentru delapidare, fraude informatică, efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos și acces ilegal la un sistem informatic. Femeia mai avea doar câțiva ani până la pensie, însă după acest incident cel mai probabil își va pierde și locul de muncă. Va urma și un proces în instanță pentru ca oamenii păgubiți să-și poată recupera sumele de bani furate.